Atenție, 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 6, proful se întoarce. De fapt, înțeleg că e vâlvă mare în cancelarie, în clase, pe holuri, încep emoțiile, testele, dar până la testele din școală am pregătit și noi unul pentru doi profi simpatici, Alina Mândru și Doru Cătănescu. Bun venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Dimineața. Păi, vorbiți, mă, eu sunt cu ochii pe tarta aia, să nu țin-o mută. Da, a luat-o, a dispărut, nu, acolo, aia zice, sunt cu ochii pe ea, să nu dispară. Da. Ia spuneți-ne, ce vom vedea în nou sezon, profu? În primul rând, bună dimineața, bine ne-am regăsit, bine ne-am întâlnit în formula da, asta. Ani. La mulți ani, dacă încă e ianuarie, nu? Încă da, se da, până. Da, toată luna. Sper că vă veți bucura de ce veți vedea. S-au întâmplat lucruri interesante în sezonul ăsta, de care ne bucurăm că va intra în emisie din 11 februarie. Da. Vom fi cu ochii pe el. Nu știu, nu cred că vrei să dezvălui, să vă dezvălui multe. Trebuie să intrăm multe. În detalii, adică... Nu neapărat, cât vreți voi să ne spuneți. Direct la punctul culminant, cât practic, cât, cum se deci rezolvă. Deci la un moment dat. Și... O să ne uităm la el, că vă spun eu acum. Deci fiți atent. Intră Andy Vasculean. Nu, nu, nu. Da, când intră el atunci și aici, David... Se termină deci... totul. Da. Gata, și gata. Și gata. Am înțeles. Și cu aplauze, cu... Cu tot ce trebuie. Practic, da, da, da. Situații neașteptate, intrigi derupante. Cum v-am obișnuit? Nebunie. Gata, am înțeles, am înțeles. Suntem pregătiți. Deci din 11 februarie începe asta, nu? Din 11 februarie, da. De la 21.30. Când ați filmat? Când ați filmat sezonul ăsta nou? În ianuarie. Despre asta vorbeam acum, că nu mai... Ianuarie, februarie. Ianuarie, februarie și un pic din martie. Fix înainte de carantină. Antebelic. Ați avut noroc. Acolo a fost. La zi. Am înțeles. E bine că am reușit să, mă rog, nu se aștepta nimeni. E filmat, e bine. E montat, e pregătit, e doar... Îți dai seama că a fost o super surpriză. Când am intrat în carantină, era nu pot să cred că am terminat al doilea sezon. Da. Deci, curioasă, ați apucat să aveți vreo vizionare sau o să fie o surpriză și pentru voi? Nu, și pentru noi. Deci... Pentru că noi am terminat cumva, filmările s-au terminat undeva pe 2-3 martie. Și nu mai știu, pe 16 sau pe 17 am intrat în carantină. Cam așa. Da, că n-am putut eu să mă întorc, ții minte. N-am să auzit niciodată luna martie, da, am stat acolo plecată, vreo 5 luni, altfirm, altceva. Da, da. Cum se zice, și eu, iartă-mă. Da. Și eu la fel eram într-o situație că nu puteam să plec, știi cum era, asta e viața. Tot mă uitam și nu puteam. Vreau să plec și nu puteam. Iartă-mă ce situație, mă găseam. Da, dar mă uitam la Lora și mă bucuram. Sigur, cum mă bucur eu. Cum te bucuri de binele tuturor. Mă bucur eu că n-am să mai bucurat. Și mai culița Domnului să mai ajung și eu, că prea v-ați dus toți. Așa. În locuri prea toți v-ați dus în locuri cu soare. Da, perfect. Am spus că v-am pregătit și vouă un test, până să dați voi teste elevilor. Doamne, și ne-am gândit să vă provocăm să jucăm mima. N-am mai jucat numai din facultate. Da, bun. Jocuri sunt cea mai fericită. Să bucură ca un copil. Dar pentru a avea mai mult loc, v-aș propune să ne mutăm acolo pe scenă, da? Și să luăm, am aici un bol cu bilețele. Ai venit după mine? Gata. Așa. Facem în felul următor. Te rog să tragi un bilețel de aici. Așa. Și mă uit la el sau nu mă uit la el? Da, te uiți la el. Vino cu acest să-l văd eu. Cove, bineînțeles, va fi judecătorul. Perfect, așa. Și acum tu mimezi și ei trebuie să recunoască. Stai, noi facem aici. Fiți atenți. Sâșnește virtuositatea, fiți atenți. Hai. Cine ghicește, mimează următorul? Nu, vorbim de tarta aia. Da? Hai, deci ne jucăm la tarta. Hai, la tarta. Ăsta e premiul suprem, tarta, da? Pe tartă. Da. Ok. O cutuță mică? E pătrată? E ceva? Nu, e ciocolată. Ciocolată. Carte mică. Carnețel. Carnețel. Agenda. Agenda, notezi. Notebook. Carnet de note. Da. Carnet de note. 10. Bravo, excelent. Mergi la loc, vine Doru acum, așa. Bine. Te rog să... Se refuză primul. Nu se refuză nimic. Așa, perfect. Ia să vedem ce a picat acolo. Oh, interesant. Da. Interesant. Aole. Hai. Nu, glumeam. Bun. Piept, facem freza. Păr de păr, fire de păr, da. Alb sau păr alb? Mătreață. Deci mergem la viteză, Ia treci lor așa, perfect. Ia un bilețel de aici. Ia să vedem. Oh, interesant, e bravo. E simplu. Hai. Da. Hai. Deschiduș. Ia, ok. Breloc. Breloc. Ia,
Asta înseamnă ani de facultate. Să mimez vorba aia. Mai avem altceva mai greu. Ai zis că jucăm mai mult mima. Dar tu nu? Stai să-i dăm și lui. Nu, că eu nu știu să mimez. Da, și gură, nu-i adevărat. Vreau să facem așa. Facem așa că vreau să mimez ceva. Bine, uitați-vă la mine. Mulțumesc, da? Mulțumesc tare mult pentru prezența în studio. Iar eu voi mima acum publicitate.